Salut! Astăzi e zi mai călduroasă. O să pescuiesc undeva unde n-am mai pescuit, dar e cam greu să găsești acum ape ori lacuri dezghețate de tot, ori râuri care să nu fie tulburi sau crescute. Hai să vedem, dacă nu găsim nimic aici, ne mutăm. Câtă mizerie, ci mai multă mizerie. Opa, ia uite mă ce a atacat-o. Mai cât e de murdară apa. Și nu e unul rău deloc. N-am mai prins bibană mai mare de 15 cm de foarte mult timp. Iarna asta cel puțin. E frumosel. Sperăm să mai intre. Hai să-l aruncăm. S-ar vedea să trebuiască să pun o gumă mai micuță un pic. Că asta e un pic cam lungă. Și aici sunt bibani mici. Opa! Se simt atacuri. Yay! Asta e mic. Ah, nu. E foarte negru. N-aș putea spune că e mic, e foarte frumos. Adică acum mă raportez la ce am prins în ultima vreme. E frumosel. E foarte închis la culoare, îmi place de el. Hai să vedem, poate vine și ceva mai mare. La drept shot folosesc un plumb de 7 grame. Pe fir am un cârlig, habar n-am ce marcă. L-am luat să fie potrivit cu ce nălu își dau eu. Și un Lucky John. Tioga. Renumitul Lucky John. Pescuitul la biban e preferatul meu și am așteptat să găsesc dezghețat pe undeva, să mai simt și eu un atac de biban. Partea bună cu noroc asta mai mare e că evit pe ăștia mici, că simt cum atacă. Ăla-i mă. Tot aceeași dimensiune. De ce îmi plac bibănașii ăștia? Nu sunt mari, dar îi simți așa cum dă în nălucă. Mamă, ce atac am avut! Asta a fost serios! A atacat. Uite. Mi-a luat guma de pe cârlig.
Ăla e, mă. Asta e mai serios. Mamă. Atrage ăsta de... Rupe. Așa, da, mă. În sfârșit un biban serios. Ia uite-l. Serios. Sănătos, îmbrăcat, din astea se tot, se tot prinzi. Asta e, mă. Băi, dar au început să crească bibănii ăștia. O, ăsta e mare. Mamă. Ce vorbești? Stai, e biban serios. Poate mi-ai prind eu. Mă întreabă băieții de ce îi eliberez. Ca să-i prind alții. Asta e chiar serios, biban frumos. Asta e, dacă îi prind alții, să-i mănânci. În sfârșit, unul mare. S-a încovâiat tot. Cât să zic? 25 de centimetri? Posibil. Ăla e, mă. Mic și ăsta. Ăla e, mă. Mic și ăsta. Cum ușel. Omul face pești la disc. Fix în mal a luat ăsta. Incredibil. Frumos ăsta. 20 cm cât o avea. Deci nu cred că am rupt și am prins un pește. Tss.
Deci am rupt și cum am recuperat-o prin apă s-a rupt, s-a agățat un pește. Incredibil. Ce... și accidental prins pește aici. Deci a fost super tare astăzi. Am venit cu așteptarea să prind un pește, doi acolo, ceva. Și de fapt am reușit să prind o grămadă de bibani. Și am început cu din ăștia mici, m-am mulțumit cu ăștia mici, dar se pare că au intrat și aia mai mari. Și asta mă bucură foarte mult, primii mei bibani pe anul ăsta sunt niște bibani frumoși. Și oricum, mai dau puțin în locul în care am dat prima dată. Apoi am încheiat și mă duc acasă. Ne vedem data viitoare!